Am revenit, doamnelor și domnilor, în platou pentru partea a doua a emisiunii Bucovina Retrospectivă. Alături de mine se află invitatul special, domnul Florin Cotos, redactor șef la Săptămânal de Rădăuți. Ce ar mai fi, ca o concluzie, de adăugat despre Ziua României? Am discutat înainte de Rădăuți foarte mult, da? Înainte de pauză de publicitate. Este extrem de important să auzim toate mesajele. Da. Pentru mine e extrem de important și mesajul președintelui care ne îndeamnă la unitate. Și poate este mesajul pe care vreau să-l multiplic, da? La unitate. Acum avem nevoie de unitate. Cum la fel de important pentru noi este să fim atenți la orice semnal de alarmă, chiar dacă acum ni se pare că sună în discordanță cu mesajul comun. Dar trebuie să fim atenți și noi toți la orice tip de derapaj, pentru că derapajele pot fi făcute doar cu ajutorul nostru și doar în momente de criză. De asta, la luciditate. E o criză, Florin. Acum te cinstit pentru că același mesaj am găsit și la președintele Consiliului Județean, Gheorghe Futur. De unitate, da. Da, de unitate. Da, de unitate, da. Și de e un pericol, este o chestiune, se simte la nivelul populației, comunității. Da, cum percep-o? Vorbim de o mare neîncredere în zone care ar trebui să fie temelia societății noastre. Anume. Neîncredere. Dacă am ajuns să fim suspicioși cu privire la deciziile Curții Constituționale, bravo. Da, care ar trebui să ne ofere garanția la tot ce se întâmplă în acea... Dacă ajungem să fim suspicioși cu privire la acțiunile avocatului poporului, nu vorbesc de nivelul de credibilitate pe care politicienii și l-au construit în timp. Dar aia e altceva. Poate de aici pornește suspiciunea. Dar în momentul în care privești instituția ca atare cu atâta suspiciune, este dreptul parlamentarilor să modifice legile justiției. Poate chiar trebuie modificate. Problema noastră nu e că le modifică ei, pentru că cei care le modifică nu au credibilitatea necesară pentru a face un asemenea demers. Nu poți, sună așa, propagandă, dar asta e realitatea. Nu poți să lași un infractor să-ți facă legea în casă. Acum, conform legii, așa drept, este drept, din nefericire, justiția în toate țările, nu doar în România, poate oferi și situații în care nu are dreptate, da? Da. Poate oferi greșeli. Dar de fiecare dată, statele, sistemele de justiție au găsit căi pentru a repara acele greșeli. Dar nu poți să pui la îndoială întreg sistemul pentru că s-a făcut o greșeală. Nu știu, cu domnul Dragnea s-a făcut o greșeală sau nu? Nu știu. Dar nu pot să pun la îndoială întreg sistemul pentru că domnul Dragnea a fost condamnat și este în timpul ispășirii unei pedepse. Da, are 2 ani cu suspendare, este în timp. Da, e absurd până la urma urmei. Dacă stăm și ne gândim că ai trimis SMS-ul, chiar dacă ar fi trimis SMS-uri, haideți la vot. Deci sunt chestiuni... Nu mă interesează, deci nu vreau să pun la îndoială. Am văzut foarte multe hotărâri ciudate, dar cred în sistemul de justiție și în toate formele de recurs, de reparare a greșelii. Da? Chit că s-ar putea să nu revin în politică la nivelul acesta. Da, e drept, dar ar trebui să... Da, suntem la un anumit nivel. Da. La acest nivel, acest tip de vulnerabilitate costă cu mult mai mult decât la alt nivel. Da. Da? Și atunci cred că cea mai mare problema noastră este lipsa de încredere în, nu numai în, deci, în toată lumea. Nu mai ai ajuns omenește, să nu mai încredere în nimeni. Omenește, aproape că l-ai crede. Da, e nedrept. Simt eu că e nedrept ceea ce ți s-a întâmplat. Dar totuși la nivel, cum ai spus tu, al doilea, al treilea om în stat. Și apoi nevoia de dreptate socială este la baza oricărei societăți care funcționează normal. Mă gândeam cum am uitat peste desfășurătorul dumneavoastră despre maghiari din România. Trecem acum. Da, poziția și vreau să spun, privind centenarul. Da, nu mai contează. Ideea e că nici într-o țară care funcționează bine, nici o minoritate nu vrea autonomie. Deci dacă e bine și toate lucrurile merg bine, nimeni nu-și cere autonomie. Corect. Și nu-ți amintește de trecut. E adevărat, da, ei au și ei. Dar și noi, Bucovina, la un moment dat putem merge pe același tip de discurs. Da, Bucureștiul ne este dator nouă bucovinenilor la fel de mult cum le este dator maghiarilor din România. Dacă să mergem pe acest tip de discurs... Să nu te superi că te întrerup. Pentru că am avut această replică și în emisiunea cu domnul președinte Futur. Când s-a negociat, a fost și o negociere, da? Așa. Revenirea Bucovinei la... regatul României, inițial politicienii așa au spus. Vrem ducat separat, cum am funcționat și în Imperiu. Da. Da.
Ducat, inclusiv chiar și banul să fie autonomie, inclusiv financiar cu moneda, da, moneda să fie separat. De ce? Corupția din regat. Asta a fost frica. Corupția din regatul României. Bun, și nu numai ca idee, ei, nu s-a întâmplat de la Cuza, dacă dorit. Doriți, da? Chiar da. La dumneavoastră în studio, de la distinși profesori ai Catedrii de Istorie de la Universitatea Ștefan cel Mare, m-au auzit că aceasta a fost problema moldovenilor în momentul în care au ales capitala la București. Da? Unirea au făcut-o la Iași, dar capitala au pus-o la București și chiar atunci principala lor grijă era tocmai asta. Vor urma ani în care Moldova va intra în zona în care ne aflăm noi acum. Da. Un metru de autostradă nu ai, nu poți să discuți măcar despre o șosea ce expres mai putem face, fără ca cineva să râdă de tine. Ce mai putem face? Decât ce? Să ieșim în stradă? Dar chiar, nu știu dacă... chiar să avem motiv. Chiar avem un Eu motiv cred că noi bucovinenii am oferit modele și soluții, dacă doriți. Este, Bucovina este un model nu numai de conviețuire, este un model de reușită, dacă doriți. Haideți să trecem prin toate satele, prin toate comunele. Și Tiberiu Avram la fel, el făcând un periplu prin zona Banatului și în sud, Caraș, așa, a zis, oameni buni, să nu ne... asta nu înseamnă să nu-i ține pe politicieni, să nu îi ținem de hățuri, în continuare drumuri să fie făcute, dar totuși să nu ne plângem. Aici, în comparație cu... Oamenii sunt cu mult deasupra vremurilor. Da? Frumos. Oamenii sunt deasupra vremurilor. Este obligația autorităților și a politicienilor rezultați din acest areal să se ridice la nivelul bucovinenilor. Să nu uităm că și-au luat de saga în spate și-au plecat la muncă și-au trimis bani acasă. Așa e. Și am muncit pe brânci și în condiții pe care noi nu le putem imagina, noi cei care am stat acasă și am discutat eventual despre unii și despre alții, pentru a veni acasă, pentru a-și face gospodării, pentru a uite face... că nici astăzi nu pot veni liniștiți că pot Nu pot veni pentru că este situația în care ne aflăm acum. Dar da, avem un prim pas, aeroportul, habar, nici nu pot imagina cât bine le-a făcut acestor oameni aeroportul. Dar gândiți-vă, curse zilnice la Londra... Vezi avionul? Da, curse zi. Și aici, da, chiar este o emisiune care nu ca cea de dimineață. Da? Bun, am înțeles, da, te rog. Dar în momentul, gândiți-vă ce ar fi dacă am avea și drumuri și cale ferate. Eu le-am povesteam dimineața colegilor din studio că la 1889 aveam cale ferată între Dornești și Rădăuți. Și acum? Da, și apoi până la Brodina, Ulma, Nisipitu, da, cu apendicele la gura Putnei, Putna, cale ferată pe care nu o pot fura nici acum. Se rupe ferăstrăul în carosamentul de stejar îmbinat din acea perioadă, da? Și acum asistăm că la situația în care calea ferată de la prima care a fost închisă, care a fost? Dornești Rădăuți Nisipitu. Exact. Știu la ce te referi. Dar acum... Mocănița, credeți-mă, traseul Mocăniței nu se compară cu traseul trenului de la Gura Putnei la Nisipitu. Sunt din Straja, am circulat cu trenul în acea zonă. Nu există, știu eu, peisaje sau plăcere mai mare decât să mergi cu trenul în acea zonă. Măcar de plăcere. Nu știu dacă este cineva interesat sau dispus să asculte. Că am înțeles, că zona turistică este în altă parte. Dar dacă tot nu reușesc să fure calea ferată de acolo, poate va fi cineva, măcar o drezină să pună acolo. Este ceva fantastic. Da? Spuneam, fără drumuri, fără cale ferată, bun, cu un aeroport cât de cât funcțional, nu la fiecare ceață să îi fugărești la Iași, am înțeles ce turnul trebuia făcut. Și Iași mai e. Așa, nu putem discuta. Într-o vreme ne lăudam noi când veneau avioanele, aterizau la Suceava, când nu puteau la Iași. Eu sunt convins că se va rezolva și problema asta cu turnul. Păi, în sfârșit. Da, se va rezolva cu turnul și atunci rezolvăm și problema cu ceața. Că chiar nu, nu înțelegem, e absurd. Așa. Cât îți ia ca să... În momentul în care vom avea și drumuri, vom avea și cale ferată funcțională, aeroport avem, gândiți-vă ce resurse are Bucovina, ce resurse au acești oameni în această zonă pentru a se dezvolta. Dacă ei au biruit în perioade în care totul era negru și se mergea cu căruța, vă mai amintiți? Eu le dau exemplu Milișăuții. Da? Nu puteai să ajungi în Rădăuți fără să depășești câte 20-30 de căruțe în Milișăuți. E bine, n-am mai văzut în Milișăuți o căruță de mult. Este asfalt.
Da, nu transport. Avem utilaje, tot trebuie să-i depășești. Dar au deja utilaje, oamenii au trecut la alt nivel. Da. Da? Singura, spre Rădoți. Culmea, foarte, deci, partea fără asta ajutor, de Rădoți. Fără ajutoare sociale. Fără ajutoare sociale. Oameni da, gospodari. Care, gospodari. Oameni. Da, vorbeam de acele principii interbelice care au stat la baza funcționării întregii zone, da? Oamenii aveau respect față de muncă, față de vecin, față de munca vecinului, valorile erau altele. Acum vorbeai despre trenicea căi ferate, da? Așa, da. Solidă. Crup, oțel crup, da. Crup, da. Dar mă rog, și pentru tunul și tancuri, da, a făcut în al doilea război mondial pentru Hitler, mi-am să aminte o știre cu 2 ani, 3 ani în urmă. Austria a notificat, nu știu care, comună... Solca, nu, localitatea Solca. Da, eu am scris despre acest lucru pentru că aveam un pod la Rădăuți. La intrare în Rădăuți este un pod la Vadul Vlădichii, unde nemernici, îmi cer scuze, nu pot chiar, unde nemernici de la drumul și puduri au dat un termen de 3 ani și jumătate ca să termine pe o bandă de făcut niște reparații. S-a nimerit chiar atunci primăria din Solca să fie notificată de nu știu ce firmă moștenitoare a constructorului. Așa, deci corect. Pur și simplu s-a lăsat moștenire și obligația. Documentul e document. Și obligația, nu numai drepturile, cum știm noi. Da. Da? Că asta înseamnă moștenire. Dreptul și obligație. Prin care notificau primăria Solca că nu mai pot oferi garanție pentru un pod metalic care traversa nu știu ce pârâu de acolo și care probabil era cel mai bun, nu se compara cu cei la Rădăuți, la Vadul Vlădichii. Da? Da. Și a trebuit demolat. Nu și-au sumat niciuna. L-au demolat, au schimbat, au făcut alt pod. Cu privire la lucru bine făcut. Dar vedeți... Noi l-am construit pentru 100 de ani. Ei l-au construit pentru 100 de ani. Construcțiile de acum se fac pentru mentenanță. Da. Și din nefericire am înțeles că se învață chiar, ca să... Da. Chiar din facultate se învață lucrul ăsta, că dacă vrei să rămâi, să ai o pâine ca și constructor, nu îți faci treaba bine, că tu trăiești din mentenanță, din întreținerea acelui, nu din lucru bine făcut. Da. Și atunci de asta apar toate celelalte. M-am îngrozit, am stat de vorbă la un moment dat cu cineva, chiar și îmi spunea, doamne, în facultate, noi chiar în facultate, profesorii noștri am fost învățați treaba asta. Că eu mai redeam decât unul altul, doamne, eu cred că nici nu mai știți rețeta originală a asfaltului. Deci decât treabă aveți voi cu... Și îmi spunea, băi, nu știu, deci ce rețetă vrei tu. Da. Dar eu știu că plombele au garanție 3 luni. Și nu. Și de asta, da, ei, cu plombele vine salariul. Da, în momentul în care și acest tip de oameni se vor ridica la nivelul celor care au construit în Bucovina cum s-a construit în ultimii ani, vom putea vorbi despre o dezvoltare a zonei care să nu mai țină cont nici de ziua în care vin ajutoarele sociale, nici despre nu știu ce cadouri oferite de unii și de alții care nu le va mai oferi politicienilor posibilitatea să-și creioneze toată campania în jurul sacoșei. Nevoile ar fi, dor. Ar fi altele. Asta-i pentru că direct. Pentru bucovineni nevoile sunt altele. Dar sunt convins că da, peste 90% dintre bucovineni au alte aspirații decât cele... Sunt auziți bucovinenii? Dar nici nu mai încearcă, nu mai contează. Deci a striga în van... Mă abat de la desfășurător. Da, nu mai contează. Deci ideea e că poți să strigi cât vrei. Ai senzația la un moment dat că ești într-o zonă autistă, cu autiști. În momentul în care îți faci treaba ta așa cum trebuie, mai devreme sau mai târziu, cineva se va împiedica de tine. Și atunci, tu trebuie să, fiecare dintre noi, dacă vom reuși să ne facem la locurile noastre de muncă, în activitatea noastră, să ne facem treaba așa cum trebuie, să performăm în zona noastră, mai devreme sau mai târziu îi vom obliga pe partenerii noștri, pentru că intrăm în contact. Dar asta înseamnă răbdare, timp, dar nu se poate altfel. Tot timpul trece. Da, nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Adică soluții, să nu tragi deci, de mânică. Soluții de, nu, tragi de mânică. Stați, asta de e treaba noastră. Nu, deci, treaba mea. Deci, da, numai puțin. Deci, treaba mea că să-mi o fac. Asta spun, adică când nu se aștept să se împiedice de mine până la urmă că fac treaba. Cel care, nu știu, un constructor trebuie să-și facă treaba lui bine și să mă lase pe mine să-l trag de mânică pe politician, pe reprezentantul administrației. Asta e treaba mea. Da? Da. Eu trebuie să fiu cel care văd anomalia și să o spun. În momentul în care eu m-am lenevit, lucrurile nu sunt ok. Da? Nu sunt ok în zona mea. Deci, automat și mesajul care ajunge la ceilalți este unul perturbat. Informația sau concluziile pe care le trag ei în urma informațiilor oferite de mine nu sunt de bună calitate.
Da, și asta spun, că în momentul în care fiecare dintre noi ne facem treaba bine, la un moment dat de asta, ne împiedicăm unul de alții și dacă treaba e bună, da, lucrurile merg bine. Și imediat apar. Și atunci ne găsim? Da. Da, ne găsim? Da, pentru că la suprafață apar imediat anomaliile. Da, nu e normal. Da. E ceva care nu e normal. Și atunci acționăm. Și atunci fiecare dintre noi putem acționa tocmai în ideea de a progresa, da, și de a merge, de a face pașii înainte pe care ne dorim, pentru noi și pentru copiii noștri. Că asta e, acesta ar trebui să fie ideal. Să revenim la desfășurător, cu mare pe care numai eu l-am. L-am trimis dimineață lui Tibi, ție n-am reușit să trimit în timp util, dar poziția UDMR-ului privind, s-a mai discutat, probabil că ai mai analizat și tu, privind Centenarul Unirii. Vrem respectarea promisiunii din rezoluția de la Alba Iulia. Bun, am citit, când am văzut, am citit și o rezoluție. Imediat, hai să nu... Vedem despre ce este. Ne-au trimis la istorie. Dură pentru noi. Dar acum ar trebui să ne vinovățim noi ca popor. Nu, este, stați un pic, eu țin foarte mult la cuvântul meu. Da, te rog. Și la relația, la cuvântul de onoare, da? În momentul că vorba e vorbă, da? Și așa în Bucovina, da? Vorba e vorbă. Da. Nu mă simt bine când nu reușesc să-mi țin cuvântul. Da? Și îmi vine greu să trăiesc într-un spațiu în care cuvântul dat este luat în derâdere. Și atunci, nu știi cum să... Cum să spun, v-am spus și înainte, bucureștii ca administrație le sunt datori maghiarilor la fel cum le sunt datori și bucovinenilor. Mi-e greu să spun, poate nu-mi plac excesele de naționalism, că nu-mi plac excesele. E adevărat? Excesele în orice... Indiferent de situație. Poate și eu prin mesajul pe care îl aduc acum în discuție cu Bucovina, care ar trebui să ceară, poate părea în exces din alte zone. Ce mai vrea și ăsta? Ce mai vor și ăștia? De altfel a fost adus în discuție. Sunteți moldoveni. Ce veniți voi cu Bucovina? Da? Au fost tot felul de situații. Așa, și s-ar putea să se interpreteze ca fiind exces. Nu-mi plac excesele, da? Dar în același timp, indiferent de etnie, mai ales de la noi din Bucovina, unde vrem, nu vrem, e propagandă sau nu, dar am fost model de conviețuire interetnică. Așa poate e. Sună a propagandă, dar îmi place să multiplic acest tip de propagandă. Da? Din Bucovina, ca model de conviețuire interetnică, poate ar trebui să dăm același tip de mesaj și bucureștilor, și prietenilor și conlocuitorilor noștri din Covasna și Harghita. N-ar trebui să avem reținere, pentru că, într-adevăr, se trăiește exact... Da, și ar trebui să dăm semnalul către București. Da, ne vrem respectate drepturile toți, că suntem maghiari, bucovineni, ardeleni, dobrogeni. Mai știu eu ce, toți ne vrem respectate drepturile. Da? Și angajamentele pe care le-ați făcut trebuie să le respectați. Ca instituție, până la urmă, instituțional vorbind, într-un fel au drept la parlamentari, fiecare etnie, iarăși, da, totul sub auspiciile Constituției actuale, da, care este un tip european. Revenim la rezoluție. Da, bun. Nu știu în ce măsură. Adică, cum ai spus tu, să ne aducem aminte de cuvântul dat. Da, este anume important. Da? Atunci, la unire, la rezoluția de la Alba Iulia, noi am spus. Am făcut niște promisiuni. România a făcut niște promisiuni. Și eu și... Da, și eu și ei. Am și maghiari. Și, da, da. Și maghiari, să nu uităm acest lucru. Pentru că și pe mine mă deranjează când aud povești că, nu știu, n-am pățit-o. Trebuie să recunosc. Dar am auzit povești că nu au fost serviți dacă n-au, pentru că vorbeau în românește. Da. Dar e un alt tip de... Da? Mesajul nostru trebuie, cum am mai spus, trebuie să fie acesta. Dintr-o țară în care toate lucrurile funcționează foarte bine, într-o țară de acest tip, nimeni nu vrea autonomie. De aici pornim. De aici plec. Da. În momentul în care toți vom trăi bine, nimeni nu va vrea să plece de aici. Va vrea să vină aici sau să conviețuiască așa cum trebuie. Și poate acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmită. O speculație politică, până la urmă. Da, să recunoaștem și acest politică. Lucru. Politică, UDMR-ul este un partid. Da. Nu vorbim de... Că e Uniune sau asociație. Până la urmă, urmă conform Constituției? Da, de asta am spus. Totul sub Constituție. Nu mai știu, am înțeles că mulți dintre cei care vorbesc în numele Uniunii au dublă cetățenie. În ce condiții mai pot avea demnități în România? Da. Legea la noi e clară. De asta, din acest punct de vedere, lucrurile trebuie privite ușor mai relaxat. Din nefericire, de fiecare dată când în România aveam o problemă,
apărea câte o situație cu maghiarii care deturna atenția de la problemele reale spre zona aceasta. Foloseam noi în campanie electorală, și ei la fel. Și ei, iarăși, la fel. Da, exact, în Ungaria foloseau... La fel situația din, din România. Și nu numai în România, că și deci dincolo. Este cazul, România este o țară a Uniunii Europene, o țară care respectă, trebuie să nu uităm că maghiarii au avut o voce în plus. Cum arată România? Scuză. Așa. Deturnăm, facem praf desfășurătorul. Noroc nu ți l-am trimis. Cum arată România la 100 de ani? Opinia ta? Da, ar trebui să o compar cu ceva. Te rog. Nu am un termen de comparație. Pentru că încă mă mai consider tânăr. Că și spun, în România încă vorbești despre unitate? În Constituție trebuie să în România vorbim. Încă în România vorbim, să nu uităm că și noi am prins vremuri când se șopta. Pe de o parte, din România putem pleca, putem reveni, lucruri care nu se puteau întâmpla fără un control strict cu ceva ani în urmă. Da. În România putem protesta, în România putem comenta și putem să criticăm politicieni, putem critica reprezentanța administrației, extrem de important. Domnul Potos, avem aproape jumătate din vârsta României mari, da? Da. Aproape, eu trecut. Aproape jumătate de secol la dumneavoastră, Mulțumesc. Da, nu, că era centenarul, nu de motiv. Da, centenarul, da. Am trăit, deci jumătate din asta. Deci, sincer, cum o vezi tu? Ai plecat în... Cu mari posibilități, o văd. Deci, mai degrabă vorbești despre perspective, nu trecut neapărat. Da, trecutul nu mă mai interesează deja, decât ca lecție, ca să nu o repet. Prezentul este suficient de animat cât să-mi dea senzația că mai avem o șansă. Da? Și viitorul e așa cum îl facem noi. Dar, repet, avem posibilitatea ca fiecare dintre noi să participăm la viitorul acestei țări. Ocazii pe care nu le-am avut tot timpul. Au fost generații care n-au avut aceste ocazii. Noi le avem. Cât reușim noi să participăm la dezvoltarea acestei țări, ține de disponibilitatea fiecăruia dintre noi. Oameni buni și răi sunt peste tot, politicieni buni și răi sunt peste tot. Cât corupție este? Corupție peste tot. Nu trebuie să ne fandosim, să ne facem noi, să ne sclifosim aici că vai corupție peste tot. Putem noi să facem ceva astfel încât țara asta să se unească din loc așa cum ne dorim noi sau nu? Dar sunt unii care își doresc să trăiască așa cum au trăit în tinerețe. Au justificare perfectă. Nu poți să-i acuz pe niciunul dintre ei. Ei au trăit bine în comunism. Aveau de toate. Cum să-l acuz pe omul ăsta că își dorește să trăiască bine? Să aibă loc de muncă asigurat? Loc de muncă asigurat, apartament. Termină facultatea, și așa are mai de, repartiție? Repartiție și așa mai departe. Cum pot să-l acuz eu pe acest om? Eu pot să-i spun că din punctul meu de vedere nu e ok. Dar și să fac tot ce pot. Dar asta nu înseamnă că sunt dușman? Dar nu sunt dușman cu el. Ba dimpotrivă. Să nu uităm că tot eu trebuie să muncesc să-i plătesc pensia, fie ea și specială. Da. Dar ce pot învăța eu de la acești oameni? Da, și bune și rele, știți cum e, la urma urmei avem și noi la dispoziție povestea lui Harap Alb. Cu buni și cu răi mergi înainte și îți atingi țintele. 6 zile pe an muncite, da? Și câteodată și duminica chemat la muncă, da? Asta este. Deci trebuie să-i respectăm și din acest punct de vedere. A, că erai pe uzinile comuniste. Da, nu mai contează. Dar el totuși a clădit, a pus o cărămidă. Nu știu, a făcut ce a putut mai bine atunci. Da. Dar nu pot să-l judec pentru lucrurile astea și nici nu vreau să-l judec. Și mă enervează când s-a adus în situațiile de a-l judeca. Exact. Un lucru terifiant. Dar nu, ar fi culmea, adică să discut eu despre părinții mei sau bunicii mei. Da. Nu-i bucovinește dacă doriți. Da. Vorbeam de principiile alea pe care și noi trebuie să le moștenim și să le multiplicăm. Te ameninți. Odată și odată trebuie să vii cu domnul Flutur în emisiune cu mine. Ca amândoi sunteți cu brandul cu Bucovina. Da, nu. Nu? Cu patos, cu ființă. Trebuie să recunosc. El este un politic, nu-i ridicăm... dar patosul îl regăsesc și să știți că ființă. Acest tip de mesaj veți găsi în fiecare bucovinean. Așa e. Da? Poate să se exprime sau nu, are ocazia să se exprime sau nu, îi se oferă ocazia să se exprime sau nu, dar eu sunt convins că 90% toți cei care nu au ajutoare sociale simt treaba asta. Am înțeles aluzia, da. Mai luăm o pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, revenim imediat.